2-0 în primele două zile. Cum este? După meciul de ieri, care trebuie să recunosc că a fost mai dificil și mai greu decât cel de astăzi, azi am avut o evoluție mai bună. Le-am cerut jucătorilor înainte de a intra pe teren să joace eficient, să joace la punct. Și se pare că mi-au respectat indicațiile, pentru că a fost un joc, zic eu, la discreția noastră. Am anihilat jucătorii puternici de la Zalău. Am reușit să fim în joc de la primul până la ultimul punct și în final am obținut o victorie mai scurtă decât, sau mai clară decât ne așteptam toți. Trebuie să facem o analiză foarte bună a ceea ce s-a întâmplat până acum și să încercăm să forțăm la Zalău, pentru că eu personal aș vrea să nu ajungem în meciul 5 și chiar dacă mă ajungem în meciul 5, sunt convins că am avea o sală plină aici, plină de cu mulți suporteri care ne vor susține și consider că după aceste două victorii plecăm cu prima șansă în calificare. Să vedeți victorii de anul trecut? E posibil orice. V-am mai spus că echipele sunt diferite, nu mai sunt chiar ca cele de anul trecut. Și noi am schimbat câțiva jucători și Zalău în plus astăzi, trebuie să o spun, un lucru surprizător, a primit un ajutor din partea celor de la Constanța, pentru că au avut statisticianul lor și managerul lor care au venit aici și i-au ajutat. Ați văzut, antrenorul secundă la Zalău avea căști în urechi și primea informații din tribune. Cu atât mai mare este satisfacția noastră că am reușit să câștigăm și i-am blocat în așa fel încât să nu păstrez mai bine cușință. Publicul nu a fost. Publicul senzațional. Senzațional. Chiar trebuie să mă mărturisesc că m-aș fi așteptat la mai mulți spectatori, dar cei care au fost aici sau din tot sufletul meu ne-au încurajat. Au făcut o atmosferă extraordinară și pot spune chiar că ne-am simțit foarte bine astăzi și eu zic că ne-am achitat de datorie față de public. Presiune pe ei acum, pe unul de în mod sigur. În mod sigur, presiunea este la ei, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne relaxăm. Trebuie să jucăm la fel de motivat și de exact cum am jucat astăzi la Zalău pentru a avea șansă, pentru că așa cum noi ne-am organizat foarte bine aici și am pregătit jocurile, așa vor face și atunci.